ziua, sunt Tatiana Năstas și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. A murit un consilier local socialist de la Cahul, el a fost răpus de COVID-19, la fel ca și un alt bărbat din Glodeni. Avem deja 24 de decese. Satul Boghiceni din raionul Hâncești intră în carantină, câțiva oameni sunt infectați după ce ar fi participat la o slujbă la biserică, afirmă primarul. De parcă ar fi fost revelionul, chinezii din Wuhan au sărbătorit ieșirea din carantină cu aplauze și jocuri de lumini. Un consilier municipal socialist de la Cahul a murit aseară de coronavirus, iar bilanțul deceselor ajunge la 24, având în vedere că încă un bărbat de la Glodeni a pierdut lupta cu virusul. Între timp, medicii publică niște scene traumatizante în care arată cum au modificat procedura de intubare a persoanelor contaminate. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Republican, iar medicii au vrut să demonstreze că au schimbat procedura de intubare a persoanelor infectate, astfel încât în proces să fie antrenați cât mai puțin medici. Asta deoarece este un moment crucial în care personalul medical se poate infecta, așa cum a fost în primul caz de contaminare a unui medic de la Spitalul Republican. De altfel, acum 7 persoane sunt conectate la astfel de aparate de ventilare, iar alții 114 se află în stare gravă. De aseară mai avem 2 decese. Președintele Organizației Teritoriale Cahul a PSRM, Vasile Mihailov, în vârsta de 71 de ani, a murit de coronavirus. Iar a doua victimă este un bărbat de 72 de ani din Glodeni. Bilanțul ajunge la 24 de decese. Acuzată de oameni că nu comunică informații veritice la briefingurile de presă privind sursele de infectare, ministrul Sănătății susține că nu e vina ei. Atunci când vorbim în fața cetățenilor vis-a-vis de sursa de infectare, contacții, regimul care este determinat de tratament sau regim de autoizolare. Vreau să vă asigur că ne fundamentăm nu pe declarații formale, dar pe concluziile specialiștilor care în fișa epidemiologică foarte clar determină care este sursa și de fapt care sunt persoanele care s-a contactat pentru a întreprinde toate măsurile de rigoare. Până acum, din 5.108 persoane investigate, 1.056 au fost testate pozitiv la COVID-19. Astăzi au mai fost tratați 3 oameni, care curând vor fi externați, cifra ajungând la 43. În Chișinău se atestă peste 350 de cazuri. Pe locul 2 rămâne Ștefan Vodă, urmat de Soroca. În stânga Nistrului sunt 59 de cazuri, 42 la Glodeni și 38 la Hâncești. Le-au sudat ușile ca să se asigure că nu ies din clădire, așa s-a procedat în cazul unui bloc pus în carantină în Chișinău. Cu detalii vine colega noastră Marina Chitoroagă. Marina, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua tuturor! Acest bloc din capitală a fost plasat în carantină, iar locuitorii lui în regim de izolare. Postul Cămin are 3 uși de acces. 2 dintre acestea au fost blocate prin sudare, iar la a treia stă un echipaj al poliției care monitorizează fiecare intrare și ieșire din bloc. Oamenii legii spun că ieșirea este permisă doar unui membru al familiei o dată pe zi pentru maxim 30 de minute pentru a merge la magazinul alimentar sau la farmacie. Cei ce nu se conformează acestui regulament vor fi sancționați. Acestea sunt informațiile la acest subiect. Mai multe detalii vedeți la știrile de la ora 17. Tatiana? Marina, îți mulțumesc. Fie au așteptat poștașul și el n-a venit, fie a venit, dar nu erau ei acasă. Zeci de pensionari au făcut cozi la oficiile poștale de la Bălți ca să-și ia pensia. S-a lăsat cu scandal și revolte când oamenii au fost trimiși acasă. Cum s-a încheiat totul, aflați în continuare. COVID-19 a ajuns și în Parlamentul de la Chișinău. Un angajat al secretariatului a fost depistat cu noul tip de coronavirus. Acesta este internat în spital. Este un angajat de la Comisia Politică Externă și este spitalizat la moment și din câte eu cunosc, secretariatul a identificat cu care el a contactat, este un cec restrâns, din câte am fost informat.
Potrivit responsabililor de la Parlament, persoana a fost infectată pe 26 martie, fiind testată pozitiv pe 1 aprilie, iar pe 3 aprilie internată la spital. Secretariatul Parlamentului a fost anunțat despre confirmarea infectării sale pe 6 aprilie. Conform sistemului electronic al instituției, angajatul s-a prezentat la serviciu ultima dată pe 25 martie, deci până la contaminare. În Belarus, numărul cazurilor de infectare cu noul virus este în creștere, însă președintele evită să impună carantină, pentru că în acest caz cine ar mai mulge vacile. OMS însă avertizează Minskul că până la declanșarea unei epidemii au mai rămas doar câteva zile. În Belarus au fost înregistrate 700 de cazuri de COVID-19, 13 persoane au murit. Как там на удаленке доить коров или как там выходной объявить? Ведь это нереально. А кто-то будет сидеть дома без работы. И им зарплату сохранят. Это что, справедливо? Лукашенко susține că numărul celor infectați este mizer și că se îmbolnăvesc doar cei care au imunitate slabă, așa că pe lângă vodcă și saună, el a mai recomandat munca în câmp și untul ca remedii pentru prevenirea infecției. Liderul de la Minsk se teme mai degrabă de o eventuală catastrofă economică decât de coronavirus. Как у нас тут разглагольствуют кругом карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? Медicii de la Minsk însă sunt destul de alarmați și îndeamnă oamenii să fie precauți, să nu iasă din casă, să se spele pe mâini mai des și să poartă măști. Переболеет и заразится большая часть населения. Об этом говорит опыт других стран. Для чего же нужны такие жесткие меры, если бы казалось, это обычная простуда? Все для того, чтобы замедлить распространение инфекции. Totodată, pe rețelele de socializare apar tot mai multe informații despre numărul cazurilor de deces din cauza pneumoniei în Belarus, iar internauții se întreabă dacă nu cumva se ascunde adevărată cifra persoanelor infectate și a deceselor. Ministerul Sănătății de la Minsk susține că numărul mic de cazuri se datorează faptului că persoanele infectate sunt rapid identificate și spitalizate. Și Rusia, cu o populație de 147 de milioane de oameni, a raportat inițial mai puțin cazuri. Reprezentanții OMS de la Moscova susțin că această situație este posibilă datorită măsurilor luate rapid. Există specialiști care acuză Rusia că ar ascunde numărul real al pacienților infectați cu coronavirus. În ultimele zile, însă, numărul celor infectați a început să crească vertiginos. Numai ieri s-au înregistrat 1154 de cazuri noi, numărul total apropiindu-se de 8000 de infectați și 58 de morți. După 11 săptămâni de frică și izolare, orașul chinez Wuhan, de unde a pornit pandemia, s-a redeschis. Odată cu asta au fost reluate zborurile, cu excepția celor internaționale, iar centrele comerciale și-au reluat activitatea. Ieșirea din carantină a fost marcată cu un show spectaculos de lumini, iar oamenii au scandat și au aplaudat pe străzi. A fost o adevărată sărbătoare noaptea trecută la Wuhan. După aproape 4 luni în care au fost obligați să stea în casă, oamenii au putut respira liber și ieși la plimbare pe străzi cu întreaga familie. Scoaterea orașului cu 11 milioane de locuitori din carantină a fost marcată cu un superb joc de lumini. Cele mai înalte clădiri au fost iluminate în diferite culori, iar localnicii au izbucnit în aplauze. Decizia de a ridica restricțiile de circulație vine după ce numărul de cazuri raportate a scăzut semnificativ. Ieri, pentru prima dată în ultimele luni, nu s-a înregistrat niciun deces. Astfel au fost redeschise centrele comerciale, totuși fluxul de vizitatori va fi limitat. Au fost reluate zborurile, cu excepția celor internaționale și a celor directe cu Beijing. Chiar și așa, oamenii care vor să părăsească orașul trebuie să obțină un QR code care să ateste starea de sănătate și absența contactului cu persoanele infectate. 之后也不是说就是小区什么也没有说完全放开啊，大家现在出入也还是要登记啊，然后也需要那个健康绿码。Odată redeschise, gările au fost luate cu asalt de mii de persoane. Presa străină scrie că mulți dintre cei care părăsesc orașul nu sunt rezidenți, ci oameni care nu au mai putut pleca după ce a fost oprită circulația.
Deși Wuhan revine treptat la viața normală, autoritățile avertizează populația că faptul că nu s-au mai registrat cazuri noi de infecție nu înseamnă că riscurile de contagiune au dispărut complet, așa că oamenii trebuie să respecte în continuare măsurile de protecție. Orașul Wuhan este locul unde au apărut primele cazuri de infectare cu noul virus în decembrie anul trecut. De atunci, în China, peste 81.000 de oameni s-au infectat, iar mai mult de 3.300 au murit. Ulterior, coronavirusul s-a răspândit în lumea întreagă. Participarea la o slujbă ar fi fost motivul pentru care întreg satul este acum în carantină. Se întâmplă la Boghiceni, Hâncești, iar colega noastră, Diana Ambros, ne oferă detalii. Diana, bună ziua! Bună ziua, Tatiana, bună ziua, doamnelor și domnilor! Potrivit primarului, slujba bisericească a avut loc pe 22 martie, iar câteva zile înainte acesta i-a comunicat preotului să evite desfășurarea acestor slujbe. Ca urmare, la începutul lunii aprilie, a fost diagnosticat pozitiv la coronavirus primul locuitor. Acum 9 săteni au același diagnostic, iar alții doi în aceste zile au fost preluați de serviciul 112 pentru a fi testați. În localitate, 30 de persoane sunt în regim de carantină, deoarece au comunicat cu cei contaminați. Printre aceștia se numără și primarul. Preotul nu a răspuns la telefon pentru a comenta situația. Iar medicul de familie din sat spune că nu la slujbă s-ar fi infectat cei contaminați, deoarece perioada de incubare ar fi expirat până la acest moment. De ieri, localitatea a intrat în regim de carantină, iar la ieșirea și intrarea din sat sunt puncte de control. Acestea sunt informațiile. Tatiana. Diana, îți mulțumesc. Au mai înmormântat-o odată Ecaterina Litvinski, primul lucrător medical din țară care a murit de coronavirus, a fost deshumată și îngropată din nou alături de soțul său. La funeralii au venit în mod repetat colegii și rudele femeii. Ecaterina Litvinski avusese un loc de veci rezervat alături de soț, însă ea a ajuns să fie înmormântată la marginea cimitirului. După ce rudele au primit permisiunea de la ANSP de a exhuma osemintele decedate pe data de 3 aprilie, totul s-a întâmplat abia în această după-amiază. În această situație absurdă, rudele au ajuns să se bucure că asistenta medicală a ajuns să fie îngropată acolo unde voia ea. Prima asistentă medicală de pe ambulanță răpusă de coronavirus și înmormântată la marginea cimitirului Sfântul Lazar a fost astăzi reînhumată alături de soțul ei, în locul rezervat de acum 17 ani. Ecaterina Litvinski s-a stins din viață acum o săptămână. Ea a fost cel mai longeviv angajat de la Centrul de Asistență Medicală Prespitalicească. Japonezii sunt inventivi și pe timp de pandemie, cum ceremoniile de absolvire au fost anulate, studenții unei universități au reușit să ia parte la eveniment cu ajutorul unor roboți. Unul câte unul, roboții au înaintat pe podium pentru a-și primi diplomele. Fiecare student a primit un robot pe care l-a controlat de la distanță prin intermediul laptopului. Roboții folosiți pentru ceremonia de absolvire de la Universitatea de Business din Tokyo au fost îmbrăcați în robe. Deși inițiativa a fost un succes, școala a limitat ceremonia la numai 4 absolvenți pentru a permite și roboților să practice distanțarea socială în timpul pandemiei. Stați acasă dacă vreți să fiți în siguranță, este mesajul adresat locuitorilor unui orășel din India, dar nu din cauza coronavirusului, ci a unui leu care a fost surprins cum se plimbă pe străzi. Bărbatul care a publicat imaginile pe o rețea de socializare a făcut haz de necaz, postând mesajul că poate asemenea imagini îi vor convinge pe oameni să stea acasă. Nu e un virus de care vă puteți infecta, este mai periculos, așa că stați acasă, a scris internautul. Se tunde Ronaldo acasă, dar tu nu poți să o faci, sigur că poți, dacă urmezi niște pași simpli. Dacă tot saloanele sunt închise, te învățăm în continuare cum să te descurci acasă. Nu au mai ținut cont că trebuie să stea acasă sau că trebuie să se protejeze și au pornit după pensie. Zeci de bătrâni au făcut cozi în fața oficiilor poștale la bălți ca să-și ia banii. Responsabilii i-au trimis acasă și le-au spus să-și aștepte pensia. Persoanele în vârstă, persoanele cu boli cronice de inimă, rămâneți acasă! La un
un oficiu poștal de la Bălți, pensionarii s-au adunat la prima oră. Responsabilii le-au spus să plece acasă, fiindcă pensia le va fi adusă mai târziu. Asta i-a nemulțumit pe bătrâni care au început să se revolte. Pentru a păstra ordinea publică a fost nevoie de intervenția poliției. Domnilor, vă rugăm frumos, vă îndepărtați puțin de ușă, țineți distanța socială între voi. Odată cu epidemia, autoritățile au decis că pensionarii își vor primi banii acasă. Mulți dintre ei însă nu au reușit să dea ochii cu poștașul. Acest bărbat în vârstă de 67 de ani susține că n-a auzit noutatea. Вы знаете, что пенсию могут приносить на дом? Должны, я не знал, сказали, что в воскресенье приносили, но я не открывал двери, потому что я занят был. Și acest bătrân spune că banii nu au ajuns la el, asta fiindcă poștașul nu l-a găsit acasă. Я живу в другом месте, а пенсию вчера приносили, так что мне сказали, что уже раз пропустил, то приходи другой, приходи сам. Я близко живу, я предпочитаю прийти прогуляться и 5-10 минут и обратно. Alți pensionari au venit să achite facturile. Bătrânii povestesc că au fost avertizați prin telefon că dacă nu achită, vor fi deconectați. Платить за свет. Я только позвонила, они говорят: "Да, конечно, если вы не уплатите, я мне сказали, нам отрежут". А кому сейчас вот сидеть в такое время, чтобы ещё и света не было? Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat anterior că oamenii nu vor fi deconectați de la energie electrică chiar dacă nu vor achita facturile în perioada stării de urgență. Începând cu 25 martie, persoanelor cu vârstă de peste 63 de ani li se interzice să iasă din locuință fără un motiv întemeiat. Statele Unite au înregistrat un record absolut al numărului de morți la nivel mondial în 24 de ore. Este cel mai ridicat bilanț zilnic înregistrat la nivel global de la începutul pandemiei. Statul New York este principalul focar al epidemiei, cu aproape 5.500 de decese și 140.000 de cazuri de îmbolnăvire. În Statele Unite s-a înregistrat un sfert din cazurile de îmbolnăvire cu COVID-19 declarate oficial la nivel mondial într-o singură zi. Numărul total al deceselor a atins 12.722, apropiindu-se de Italia și Spania. New Yorkul a înregistrat cea mai mare creștere a deceselor de la începutul pandemiei. Personalul medical este deja cu nervii întinși la maximum, iar unii au ieșit în fața spitalelor pentru a protesta față de lipsa medicamentelor sau echipamentelor. Supplies, we need more than one gown per shift. We need to not be transmitting coronavirus from patient to patient and home to our families. Nu doar spitalele sunt într-o situație critică, ci și paramedicii de pe ambulanță. There was about maybe 15 ambulances outside waiting to be triaged. Most of the station is out with symptoms, but the ones that are still working, we're so tired. We are extremely tired. Nava Spital, aflată în portul Manhattan, ar fi trebuit să preia bolnavi care nu suferă de COVID-19 pentru a elibera spitalele, dar autoritățile au început să aducă și aici persoane infectate, iar un membru al echipajului a fost depistat pozitiv. Un inspector general din serviciile de sănătate susține într-un raport că toate spitalele din SUA aduc lipsă de materiale importante necesare pentru lupta împotriva pandemiei, dar și pentru protejarea cadrelor medicale. Donald Trump a respins raportul pe motiv că este unul în totalitate politic. Did I hear the word inspector general? Really? It's wrong. Statul Michigan este al treilea ca număr de cazuri confirmate de COVID-19 și ar putea în curând rămâne fără echipamente medicale. We are running dangerously low on PPE. We are doing everything that we can at the state level to secure more personal protection equipment. Și guvernatorul din Illinois susține că echipamente sunt tot mai puține și cere administrației Trump să se implice mai mult. Take note that this is not as simple as placing an order and having it arrive at your doorstep a few days later. Liderul de la Casa Albă consideră că echipa sa face treabă bună. Some of the states are very happy. Even Governor Pritzker from Illinois is happy. În aceste momente de cumpănă, fiecare ajutor este prețios. Organizația caritabilă a actorului Sean Penn a contribuit la instituirea unui centru de testare în Malibu, Los Angeles. You'll get a text message, you'll be busy, you say I'm in the field. It's very odd to consider your hometown the field. We did face that before with the disaster area was after the fires and all, but this is a very different thing. Guvernatorul statului New York a anunțat că ordinul de carantină a fost prelungit până pe 29 aprilie. This is an enemy that we have underestimated from day one and we have paid the price dearly. Well, the numbers look like they may be turning. Yay, it's over. No, it's not.
And other places have made that mistake. Un celebru doctor este de părere că viața sub regulile de distanțare socială va continua o bună perioadă de timp. If back to normal means acting like there never was a coronavirus problem, I don't think that's going to happen until we do have a situation where you can completely protect the population. Donald Trump susține că SUA face cele mai multe teste de pe glob. Acesta este motivul pentru care are mai multe cazuri. Autoritățile americane evaluează deținuții vulnerabili pentru posibilă eliberare pe fondul pandemiei. De mâine va fi sistat în totalitate agentul termic în municipiul Chișinău. Anunțul a fost făcut de primărie. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că temperaturile depășesc media de 10 grade Celsius între orele 18 și 6 dimineața pe parcursul a 3 zile consecutiv. Sezonul de încălzire a început pe 21 octombrie anul trecut. În următoarele zile, maximile vor ajunge până la 23 de grade. Altădată îi duceau la piață sau veneau cumpărătorii direct la ei, pentru că nimic nu mai e parcă la fel. Cei care cresc miei s-au pomenit și ei într-o situație delicată. Cu două săptămâni înainte de Paște, trebuie să punem miei de vânzare online. Astfel, anul acesta de sărbători, mielul vă vine la ușă. Acești mielucei de doar câteva zile urmează să fie sacrificați înainte de Paște. Proprietarii însă nu se grăbesc, întrucât comenzi sunt foarte puține. S-au închis toate căile de distribuție, nu mai avem nicăieri unde ne duce. Adică ne mai gândim că o să avem niște comenzi de la careva magazine cu care am lucrat anterior. Am lucrat cu cineva din restaurante, acum cu mari bărere de rău nu mai este posibil. Avem câteva persoane care deja au fost fideli toți anii aceștia și nu sunt așa de mulți ca anii trecuți. De grea situație. Am sământat pământurile, am semănat plătit oameni și cam e grea situație. Pentru că vânzarea mieilor întârzie, nici alte produse cum ar fi laptele, brânza sau cașul proaspăt nu se mai fac acum la stână. Nu avem pentru că încă nu am tăiat niciun cârlan. Așteptăm și noi Paștele, după care, după Paști, o să o depozităm și noi în butoaie și o să o vindem atunci când se va termina urgia din țară. Ca și multe alte afaceri în această perioadă și cea cum ei s-a reorientat spre piața online, mai ales că oamenii tot mai mult aleg produse autohtone, sănătoase și ecologice. Cum ne-am civilizat puțin, hai să spunem așa, și la telefon mai mult, adică nu intrăm în contact direct cu vânzătorul, numai atunci când o să venim la el acasă, dar atunci tot o să ne străduim să ne protejăm. Nu la ușă, da. Acum toți fac așa. Azi am făcut o livrare la Chișinău, niște vreo 8 kg de brânză, vreo 2 ieri, azi prima livrare. Chiar și în câmp, departe de lume, sunt respectate toate măsurile de protecție împotriva coronavirusului. Cumpărătorii sunt și ei asigurați că vor fi deserviți în cele mai sigure condiții. E unica metodă de protecție, cea mai bună, suntem izolați. După cum vedeți, avem toți măști, avem mănuși, avem halate de unic folos. Când o să mergem la cumpărător, tot o să facem tot pentru ca produsul nostru să fie bun, calitativ. Adică o să-l împachetăm de acasă și o să-l ducem la cumpărător deja în pungi. Directorul Autorității Aeronautice Civile, Eugen Costei, ar fi fost rugat de Ministrul Economiei să-și dea demisia din proprie inițiativă începând cu această săptămână. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, acesta a scris că nu există temei legal pentru a depune cererea de demisie, așa că va continua să lucreze. Am încercat să obținem un răspuns de la Ministerul Economiei, dar nu ni s-a răspuns la telefon. Acum Autoritatea Aeronautică Civilă este cea care organizează toate cursele charter care aduc moldovenii din diasporă. Eugen Costei a fost numit în funcție în decembrie 2019 în baza unui concurs organizat de minister. Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Valeriu Muravski, s-a stins din viață noaptea trecută. El avea 70 de ani și recent suferise o intervenție chirurgicală, apoi starea lui s-a agravat. Acum rudele se plâng că nu pot obține un loc la cimitirul central ca să-l înmormânteze. Feciorul lui Valeriu Muravski spune că de ceva vreme tatăl său avea probleme de sănătate, iar aseară a cedat. Dumnealui a fost acum 5-6 săptămâni în urmă operat, după asta a fost, spunem așa, o stare mai dificilă. Ulterior, fostul premier a făcut pneumonie și a fost dus la Spitalul Cancelariei de Stat. După Spitalul Cancelariei, după ce s-a făcut alertă,
acolo, adică cu problemele astea cu coronavirus. A fost transportat la spitalul numărul 3, a fost din terapie intensivă de vine. Unul a fost ridicat de acolo și pus în terapie generală. Rudele spun că zilele trecute a început să se simtă mai bine. Rezultatele erau foarte bune și chiar ieri am vorbit cu medic. Până că avea și poftă de mâncare, mânca, adică era cât, spunem așa, pozitiv mergeu. Cauza exactă a morții apropiații încă nu o cunosc. Starea lui general a fost gravă și așa tratează că a cedat la stare generală. Cu toată tragedia, acum familia fostului premier nici nu poate obține un loc la cimitirul central pentru a-l înmormânta. A fost la primărie, ne-a înscrit o cerere depusă de mine, ne-a înscrit-o și când mă întorc înapoi la combinatul de servicii funerare. Mi-a refuzat-o. Spune că trebuie să le aduc dacă are ordinul Ștefan cel Mare, meritul Republicii și tot așa. Să le aduc toate documentele. Este altfel bătaie de joc, da. Nu știi cu ce-a fost. Am încercat să obținem un răspuns de la șefa combinatului servicii funerare. La cimitirul central locurile sunt distribuite de fapt la primărie. Atunci când o să vină cerere, atunci o să mă întrebați pe mine. Eu încă nu sunt la curent. Scuzați. Valeriu Muravski a deținut funcția de prim-ministru al Republicii Moldova între anii 1991-1992. Saloanele s-au închis, dar asta nu înseamnă că nu ne mai crește părul. Am văzut vedete internaționale care au început să se tundă acasă și ne întrebăm noi de ce n-am putea să o facem. Dacă aveți o foarfecă bună, noi avem niște sfaturi bune. Dacă femeile merg mai rar la coafor, bărbații au nevoie să se tundă în fiecare lună și cum saloanele de frumusețe sunt închise, e momentul perfect să ne tundem acasă. Îl am alături de mine pe hairstylistul Andrei Cocieru, care mă va învăța pe mine, care nu am absolut nicio experiență, cum să tund un bărbat în condiții casnice. Primul pas e spălatul părului. Urmează tunsul propriu-zis cu ajutorul mașinii de tuns. Facem primul rând cu mărime, rândul 2. Cu mărime mai mică, rândul 3 și mai mică și 0 jos. Da? Eu te învăț cum se fac toate aceste etape, nu este greu, ții un pieptăn în mână și mașina de tuns. Bretonul este și el foarte ușor de tuns. De data asta e nevoie de o foarfecă bine ascuțită și un pieptene cu dinți. Și pentru ca tunsoarea să arate ca una făcută la salon, pe final se aplică spumă sau un gel de păr pentru a aranja firele rebele. Și dacă atunde un bărbat nu e foarte greu, mai ales că aceștia nici nu au mari pretenții când vine vorba de coafură, în cazul femeilor lucrurile se complică. Cântăreața Diana Rotaru, de exemplu, spune că ține mult la imaginea ei, dar preferă să aștepte redeschiderea saloanelor decât să facă vreun gest pe care l-ar putea regreta. Este o perioadă de carantină de care trebuie să ținem cont, dar niciodată o femeie nu trebuie să uite că trebuie să arate bine oriunde și oricând. Am grijă de el în fiecare zi, uneori îl întind cu placa, alteori îl undu. Uneori îl prind în coc. Sunt la capitolul ăsta mulțumită de mine. De ton nu am, este norocul meu, iar scurtarea vârfurilor le făceam pe când eram în clasa 8-a cu prietena mea. Chiar ne plăcea să ne tundem acasă, nu mergeam atunci la saloane. Nu aș risca, chiar sincer, nu, pentru că capetele mele sunt ok, nu sunt deteriorate, pentru că am grijă de păr, nu am probleme la acest capitol. Totuși, pentru femeile mai curajoase, hairstylistul Andrei Cocieru explică cum poate fi scurtat bretonul. V-ați selectat bretonul, prindeți tot părul bine în viță, după care îl pieptănăm în față. Nu aveți nevoie de un foarfece profesional, puteți să-l folosiți și cel de bucătărie. Dați, tănați bretonul jos, vedem o linie dreaptă, îl răsucim și tăiem exact un centimetru sau doi, depinde cât ne-a crescut părul. Așadar, carantina poate să ne învețe multe lucruri noi, dar mai ales utile. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Vă aștept și la știrile de la ora 17 pe curând.